specialitate. Dar la lucrările astea, o singură întrebare. Folosiți și specialiști, ingineri, silvi, să vină alături de treaba asta? Întrebați și fiți. Da. Încă un împreună cu Stelian Ion, deputat de Constanța. Stelian, de ce au făcut oamenii ăștia aici? Au făcut ce fac de ani de zile în Constanța, au distrus încă niște copaci de pe aliniament. În Constanța avem foarte mulți tei plantați de pe vremea dinainte de 89, au ajuns la maturitate acum. Primarul, intrat în febra campaniei, febra pre-campaniei, e disperat și schimbă bordurile, cum fac foarte mulți primari în țara asta. Numai că odată cu schimbarea bordurilor, uitați că se taie la baza copacilor și practic se compromit arborii. Deci rădăcina normală pe care o vedem, cea de suprafață și nu cea de adâncime, e la 3 metri, 3 metri și ceva de arbore și tăiul ăsta a fost secționat, văduvit de rădăcini imediat lângă trunchi, după cum se vede, ca să se pună zmoală. Și celălalt la fel, sunt niște tei destul de înalți, mari, dar or să pice la următorul vânt puternic. Te filmează și pe partea cealaltă, da. Aceeași lucrare s-a făcut și pe partea cealaltă și pe toată lungimea bulevardului vorbim de zeci de tei, zeci de arbori în floarea vârstei de care ar fi trebuit să ne bucurăm. Nu mă mai leg de faptul că unii dintre ei au fost toaletați în ultimul hal, dar uite, uite teiul ăla cum a fost jubuit. Da, și celălalt iarăși la fel, sunt același tipar de lucrări. Adică pentru trei borduri amărâte sacrificăm niște arbori, sute de arbori au crescut în zeci de ani. Și ăsta arată fix la fel? Da, uite acum când o luăm pe...